Ministerului de Interne, pentru că în activitatea mea jumătatea petrecut-o la Ministerul Apărării Naționale, jumătate la Ministerul de Interne. Pentru ambele ministere am avut considerație respectuoasă. Dar nu despre mine vreau să vă vorbesc, ci despre un om de o rară eleganță morală, despre un aristocrat din gestul stăpânit, în liniștea cu care întâmpina adversitățile, în modestia cu care exercita înalta autoritate în stat. Da, domnule, înalta autoritate în stat, pentru că mareșalul prezent, în afara faptului că a fost șef al Marelui Cartier General, delegare din partea regelui Ferdinand, a învățat și funcția de căpetenie în armata în a doua parte a primului război mondial. În primul volum pe care am făcut onoarea să vi-l prezint, erau înscrise pasaje din viața mareșalului, așa cum și-a trăit viața, începând din perioada școlii militare pe care a absolvit-o la Iași, a școlii, a liceului, în școala militară, dar era un fel de cum este cum liceele militare, ca școala fiilor de ofițeri de la Iași. După aceea, școala militară de infanterie și ulterior de geniu la București, școala de la Fontainebleau, unde a în Franța, de unde a venit și cu atestatul de ofițer de stat major, pregătirea pe care a făcut-o de perfecționare în Germania, unde a asigurat verificarea și urmărirea statului de realizare a componentelor pentru linia de fortificații Focșană-Moloasa, și toată istoria sa și a familiei sale, inclusiv mariajul fericit sau mai puțin fericit care l-a avut, și mai ales în partea a doua, viața pe care a avut, o a avut-o de dus după trecerea la rezervă, în două perioade. De la sfârșitul martie 1918 până la începutul octombrie la același an. Dacă în primul volum aspectele sunt de natură emoțională, pentru că privește viața unui om, într-adevăr, cu particularități deosebite, în volumul 2, lucrurile sunt prezentate cu totul altfel, pentru că dacă primul volum se adresează tuturor categoriilor, nu neapărat să fii militar ca să iei cunoștință de viața unui om, în volumul al doilea am surprins ceea ce este caracteristic marelui strateg în aspectele de bază ale teatrului de operație, în bătălie. Pentru că, spuneam și data trecută, din ce un mareșal cu care România se mândrește, socotindu-l în acesta și pe Alexandru I al Iugoslaviei, Constantin Brezan s-a detașat în mod deosebit prin calitățile sale dovedite pe câmpul de luptă, dar și prin acele aptitudini deosebite care îl puneau în fața asistenței militare ca om. Într-un dicționar enciclopedic al personalităților, apărut anul trecut, se arată că Averescu a fost cel care a comandat armata română la îmbătălire de la Mărăș, Mărășești și Oituz. Iar îi se prezintă și poza, îi se face și o prezentare destul de mare în câteva pagini, iar despre mareșalul prezent o jumătate de pagină și a trecut așa la modul general. Foarte bine. Într-adevăr, cei doi mareșali au avut dispute foarte mari în viața lor. Dar șeful Marelui Cartier General, în primul război mondial, pentru că în al doilea război balcanic a fost Averescu, deci în primul război mondial a fost mareșalul Brezan, iar Averescu a fost comandantul armatei a doua, subordonat lui Brezan. Pentru militar, pentru toți cei care sunteți în sală, este nevoie să detaliez ce presupune o asemenea funcție. Sigur că mareșalul Brezan, fiind un tip introvertit și căruia nu-i plăcea să se expună în public, nu a avut, nu s-a bucurat, nu s-a preparat de aceeași prezentare nici în mass media,
nici în rândul istoricilor care au fost capacitat mai mult de către Averescu, un tip mai volubil, un tip care cocheta cu politica, a fost și șef de partid, și care s-a impus ulterior prin acele notițe zilnice care au constituit element de valorificare pentru foarte mult dintre cei care au scris pe primul război din Uniunea. Mareșalul Brezan n-a avut această posibilitate. El s-a ocupat de trupe, el s-a ocupat de bani. Iar din jurnalul care a apucat să scrie după terminarea războiului și care a fost dus de către fiica sa după moartea acestuia la Marele Stat Major, într-un plic sigilat, cu multe documente, nu se recunoaște absolut nimic. Discutând la o recepție cu cadrele de bază ale armatei, între care și cu Mareșalul Prezar și cu Mareșalul Averescu, regele Carol al II-lea, care a fost unul dintre favoriții Mareșalului Prezan, pentru că Mareșalul Prezan a fost adjutant al viitorului rege Ferdinand I, dar acesta era copil, avea obiceiul de a epata, de a ieși în evidență, de a te lua la mișto pe fiecare parte. Și stând cu ei acolo la masă, l-a întrebat pe Mareșalul Prezan. Domnule Mareșal, dacă eu aș fi fost în locul nepotului dumneavoastră, pe care l-ați condamnat la moarte cu executare pentru că a trădat, ce s-ar fi întâmplat cu el? La care Mareșalul a spus, sire, nici nu vreau să mă gândesc. În fine, rumoare în sală, ăsta s-a scuzat, că se plusa pe aspecte de genul acesta, a rămas Mareșalul Averescu. Și ați dat dumneavoastră, Mareșale, ce ne puteți spune interesant despre campania din primul război mondial? La care Averescu, că tot nu era, i-a spus, sire, tot ce am avut eu impresionant în activitatea mea, se leagă de Mareșalul Prezan. Întrucât dumnealui nu mai este în sală, dați-mi voie să mă abțin și să mă retrag. Sunt aspecte, poate care spun mult, sunt aspecte care spun puțin. După care, în continuare, prezentăm bătăliile care s-au dus la Mărăș, Mărășeșul Tuz, înlămușirea contra-revoluției care s-a încercat la Iași pentru sovietizarea României, așa puțin atunci, dar și legăturile mari care au existat între Mareșalul Prezan, misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot și înaltul comandament rusesc condus de către Grigori Șcherbaciov. Dar un capitol aparte pe care vi-l recomand cu suflet, chiar așa se numește, bătăliile de suflet ale Mareșalului. Pentru că dincolo de orice aspect, dincolo de oricare altă situație, noi militari avem în structura noastră încorporată o fibră care mai mult vibrează atunci după trecerea în rezervă, când stăm și ne așezăm și ne gândim, și în noi se dă o luptă mult mai aprigă decât cea pe care am fost nevoiți să o ducem în unitățile la care am fost repartizați. Și mai spuneam la cineva, noi militari, cei care suntem, ați să le sacrificăm. Și sper că și fie din ziua de astăzi, fie cum am fost noi. Cei care ne-am născut la Revoluție, cei care ne-am executat necondiționat cu ordine, cei care n-am avut concediu, permis, sâmbete, duminici, cei care în defavoarea familiei am venit și am stat să executăm un ordin sau altul, în momentul când trecem în rezervă, dintr-o dată ne dăm seama cât de fragili suntem, cât de expuși suntem. Foarte puțin dintre noi ajung să îndeplinească și o altă profesiune. Dar cei care rămân și nu se angajează la altceva, încep să-și petreacă în interiorul lor toate visurile, toate renunțările, tot ceea ce au făcut în raport de care se întreabă s-a meritat sau nu s-a meritat. Eu spun că s-a meritat. S-a meritat pentru că acolo au fost anii cei mai frumoși ai tinereții noastre. Au fost anii în care așa am simțit noi că trebuie să trăim.
cu care trebuie să ne mândrim. Am prezentat aceste cărți în mai întrosuite de unități militare. Dar am ținut neapărat să o prezint și în fața candidatului la Ministerul de Interne, unde am avut onoarea să fiu șef al Poliției de Frontieră, respectiv adjunct o bună parte de timp, unde am fost inclusiv director general adjunct la Direcția Generală de Pașapoarte, în evidența populației, șef la Poliția pentru Străini și Drept, și care, la fel ca colegii care am avut la Ministerul Apărării Naționale, au avut un comportament, cel puțin față de mine, excepțional. Cine dorește, poate achiziționa casa, cine nu, important este să o citiți. Generalul locotenent, pe americanește, general cu 3 stele, da? În rezervă, doctor Grigore Staman, membru al Academiei de Științe, Literatură și Arte, membru al Societății Scriitorilor Militari, membru fondator al Asociației Române de Drept Umanitar, doctor în drept, triplu licențiat în științe militare, juridice și economice, absolvent al cursului post-academic superior de stat major și al cursului de limbi străine al Academiei Militare, precum și al unor cursuri de specialitate externe. Publică, singur sau coautorat, o serie de lucrări, între care Frontiera de Stat a României, Dreptul Frontierei de Stat, Regimul Juridico-Economic al Dunării, Regimul Insulelor și Ostroavelor, General de Brigadă Doroftei Germănescu, Sisteme Electorale Moderne, România Electorală și Sistemele Parlamentare, Dinamica Sistemelor Electorale, Autumnale, Sisteme de Inima, Personalitatea și Personalitățile Fluiului, o localitate. Mai participă veteranul de război, locotenent, în retragere Tudor Rădoi, care a venit acum o săptămână, 94 de ani. A dorit să participe la această manifestare. Mai sunt prezenți lucrători cu cartea, cei care le păstrează și le oferă de citire, bibliotecar, scriitori din Câmpina. Acum mi s-a alăturat și doamna directora Casei de Cultură. Domnul general Grigore Stamate ne-a spus că cartea este contra 20. Mulțumesc! Stimat auditoriu, onorați invitați, permiteți-mi să încep prin a spune că este o onoare pentru noi și permiteți să vorbesc în numele dumneavoastră ca și cadre militare și tatăl meu a fost ofițer în al doilea război mondial, căzut prizonier în partea rusă la Podul Donului, întors că așa a fost vremea legată de divizia Tudor Vadimirescu și am avut foarte multe discuții cu mari istorici, dar și cu cadre militare. Pentru că această divizie pe care, și îmi cer scuze că fac o paranteză legată de Tudor Vadimirescu, a fost pur și simplu măcinată, decimată, din ordinul mareșalului Malinovski, când a văzut cât de bine luptă aceste unități românești din cadrul diviziei și care au eliberat Budapesta. E adevărat că armata sovietică și-a însușit dreptul de a defila. Revin însă prin a spune că aceste lucrări, și în primul rând celor doi autori, într-o manieră sinceră și obiectivă, trebuie făcută o adevărată laudație. Pentru că la ce volum atât de dens asistăm, este într-adevăr o muncă extraordinară. E adevărat că acest volum, și cred că nu greșesc față de domniile voastre, a fost lansat pe 16 noiembrie 2016 la București și a fost foarte bine receptat de către, hai să spunem, critica istorică, să-i spunem, civilă. Pentru că aici este o mare discuție și totodată dispută între istoricii militari, istoricii civili. Nu despre aceasta este vorba. Prima dată, pentru că am avut o
în mână doar de acum 3 zile, întotdeauna prin spiritul meu analitic, și o spun cu toată sinceritatea legată de astfel de lucrări, m-am dus la aparatul critic. Vreau să vă spun că cine se uită atent, ce vede? Vede o latură științifică a doi ofițeri, înalți ofițeri, vede o înaltă trimitere spre știința istorică, pentru că aparatul critic merge exact cum trebuie să fie, indiferent că suntem la Sorbona, la Paris, sau poftim, dacă vreți, astăzi la Câmpina. Adică, lucrări speciale, memorii, lucrări generale, apoi arhivele și prezența arhivilor lor în arhive vizează clar, arhivele naționale, centrale de la București, arhivele Ministerului Apărării Naționale, arhivele Serviciului Militar, o bogată literatură de specialitate în reviste și studii istorice, și cu asta cred că am spus tot ceea ce trebuie spus legat de ce? De o cercetare științifică. Pentru că la prima vedere, titlul nu este deloc înșelător, Bătăliile Mareșalului Prezan. Numai că autorii, și cu asta m-au surprins, recunosc că am făcut o lectură foarte rapidă, autorii demonstrează ce? Bun, formație militară. Dar știți că sunt foarte buni psihologi, sunt foarte buni analiști și au construit, și a trebuit să citesc atent, să pot contura și am să vorbesc câteva cuvinte despre profilul moral, poftim spiritual și psihologic, al mareșalului. Dar ceea ce este interesant este că la cei doi înalți ofițeri am văzut altceva și o parte deschisă scritoricească. Adică veți întâlni aici și pasaje cu dialog. Veți întâlni elemente care, corect, pot să surprindă. Așa cum spunea și domnul general. La prima vedere e vorba de Bătăliile Mareșalului Prezan, dar sunt strecurate atât de multe elemente, iar dumnealor vă invită la o lectură atentă, nu trebuie citită foarte repede, pentru singur motiv că sunt foarte multe aspecte, chiar picanterii, care țin de mentalul epocii românești de atunci. Dar normal că este o problemă care nu e deloc simplă. Doi, ce mi-a plăcut? Chiar în preambulul lucrării, cum spun cronicarii, pretoslovia, adică în introducere, dumneavoastră fac o interesantă trimitere spre patriotism și iubirea de țară. Se adresează prin vorbele unor mari istorici, gen Dan Berinderi, el nu intru acum în amănunte, e găsit în introducere, referitor la locul istoriei, referitor la locul și rolul istoriei în școală. Ca profesor de istorie chiar astăzi, și eu o spun sincer, deși eu predam la clasele a 11 astăzi istoria calendarului, dar n-am putut să nu le citesc, ceea ce scrie pe coperta a doua a actualului volum, aparținând unui general american care spune exact despre noi, coloana vertebrală a unui popor nu a fost distrusă. Indiferent în ce stadiu se află România astăzi, și nu refer la România din stradă, ci la calitățile extraordinare ale acestui popor, care astăzi, iată, într-o Europa foarte interesantă, înconjurată de Ungaria, care vorbește despre liberalism, Rusia lui Putin, din păcate și Amosul Moldovean, Dodon, din păcate și Bulgaria, și care ne pun într-o situație deosebită, dar presa, și urmăresc foarte atent presa internațională pe diverse site-uri, nu cele românești, pentru că a vedea toată presa românească te aruncă în desuetudine, fie stânga, fie dreapta. Și acum, ceea ce este meritul deosebit al acestor autori este de a pune în vigoare imaginea unui mareșal, într-adevăr, deosebit, cu calități ieșite din comun și, repet, cu picanterii care merită a fi citite, de aceea dumnealor fac și o invitație pentru cititor, pentru a parcurge atent acest voluminos volum, care este dens și plin de informație și nu neapărat doar militară, și, bineînțeles, de natură directă istorică. Prezan era mult mai discret, mult mai rezervat, integru, dar corect, ambii la fel de patrioți, din păcate, dominați de unele ambiții de invidie și de glorie. General Prezan a participat, a avut multe posibilități în plan politic. A participat la trei consilii de coroană. Primul a fost în 18 februarie la Iași, erau probleme legate de ce se întâmpla dincolo în Basarabia și în Rusia, războiul civil, poftim Revoluția Bolșevică. Al doilea a fost în decembrie 1925, când a fost decăzut din dreptul prințul moștenitor, e vorba de Carol, care își luase numele de Carol Caraiman, este o primă
scrisoare trimisă la 25 decembrie, a doua la 4 ianuarie, când prințul Carol, care deja se afla la Paris cu Tuduia, amanta sa, Elena Lupescu, și cerea pur și simplu să-i se retragă această titulatură, mareșalul era deja prezent. Și 9 aprilie 1937, când în Consiliul de Coroană s-a pus în discuție excluderea, în cazul de față, a prințului Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, datorită căsătoriei sale cu Ionela, cu Ioana, scuzați-mă, Doleti. În momentul în care Carol ateriza la Păneasa, la 6 iunie 1930, la 8 iunie Parlamentul îl proclama rege, regele Carol al II-lea l-a numit, l-a desemnat, l-a chemat pe general, pentru că apoi a venit momentul ridicării în rang de mareșal, l-a chemat pentru a-i da președinția Consiliului de Miniștri. El a dat în conceptul său și aici s-a spus interesant că se caută și astăzi, posibil după unele elemente, declarații spuse de oficiere care lucrează la Bitești, că s-ar afla aceste caiete la Bitești, dar la cote care, din păcate, până în momentul de față nu au fost găsite. Bine, mulțumim încă o dată celor doi autori. Autor al volumului, hai să-i zic pe românește, Sfârșitul teoriei cuantice și a unei serii de articole pe aceeași temă, apărută în Țară și în Străinătate. Publicist și editor, exponent recunoscut al gândirii procesuale în abordarea și înțelegerea lumii materiale. Prin ideile sale se situează în avangarda cunoașterii științifice, prin promovarea unei teorii inedite, electrodinamica complexă a structurii materiale. Mă simt deosebit de onorat să particip la o astfel de activitate compusă de mai multe subactivități. În primul rând, doresc să felicit pe domnul Mărăl Dulă și pe dânsul Asociația Cultul, Națională Cultul Eroilor Regina Maria, pentru activitatea desfășurată pe întreaga perioadă a ființării asociației și în special pe anul 2016. Totodată, bucuria care am avut-o atunci când am fost la prezentarea primei cărți aici, nu prima carte scrisă de domnul Jean Locotenent, ci una dintre multele cărți pe care le-a scris, una a fost lansată în Câmpina. Eu am fost prezent acolo și cu multă bucurie, aflând că a fost cadrul general al Ministerului Afacerilor Interne, i-am adresat de atunci invitația dânsului și domnului Bunoanu Codorogea să participe și la activități în cadrul Asociației Cadrul din Ministerul Afacerilor Interne. Este o bucurie și un început la dâns și plecând. Faptul că unul vine de la Ministerul Apărării, unul de la Ministerul Afacerilor Interne, e un exemplu demn de urmat pentru noi să întărim relația de colaborare între cele două asociații, cea de la Ministerul Apărării, cea de la Interne. Autorilor acestui minunat volum le dorim putere de muncă ca să mai scrie și felicitări pentru tot ceea ce au scris și sperăm să mai fie în continuare. Mult succes, iar dumneavoastră tuturor vă mulțumim pentru participare.